SCM Râmnicu Vâlcea nu mai câștigă meciurile de pe plan intern cu ușurința din ultimele două sezoane, dar a trecut și azi cu bine de un adversar incomod, Dunărea Brăila, cu scorul de 20-18. Sunt puncte importante pentru echipa noastră. Cred eu că puteam câștiga mult mai clar meciul de astăzi. Am avut în repriza două, trei goluri, iar la trei goluri am avut 3-4 situații de 1-1 care ne-au dat posibilitatea să ne desprindem. E o victorie foarte importantă în campionat pentru noi, ținând cont de faptul că Brăila nu este o echipă deloc, să zic așa, la îndemână. E o echipă care joacă cu foarte multă ambiție, au o poartă bună, joacă agresiv și dacă nu ești 100% concentrat, așa cum mi s-a întâmplat și nouă, să ratăm din situații clare, sigur că le-am adus în joc și le-am dat posibilitatea să stea aproape de noi. Un alt meci foarte interesant a fost cel dintre Minaur Baia Mare și Măgura Ciznădie, terminându-se cu scorul de 25-21, adică între ocupantele locurilor 3, respectiv 2 la startul etapei. Formația lui Costică Buceschi avea ceva de demonstrat după jocul slab din weekendul trecut de la Astrahan în European Handball League. Baia Mare a început foarte solid, 8-3, dar Măgura Ciznădie a avut reacție și a restabilit egalitatea în partea secundă la 13 egal în minutul 43. Minaur a jucat mai aproape de pretenții în ultima parte și a luat din nou viteză, ajungând la 24-18 în minutul 58. La final s-a mulțumit cu un succes la 4 goluri diferență, 25-21. Da, o victorie muncită, o victorie importantă și o victorie foarte bună pentru noi, pentru moral, pentru că am avut ceva probleme din punctul ăsta de vedere după meciul cu Astrahan. CSM-ul rămâne lider în condițiile în care s-a impus la 5 goluri diferență în fața Gloriei Bistrița. După 8 etape, bucureștencele au acumulat 24 de puncte și se află la 5 puncte distanță de Minaur Baia Mare, ocupanta locului al doilea. Handball Club Zalău ocupă poziția 10-a cu 9 puncte, urmând ca în etapa a 9-a să întâlnească Dacia Mioveni, echipă care are același număr de puncte, dar are un gol averaj mai bun.